pot galben de nisoare. Când ați am o singură soluție, să mergem cu un efectiv jumătate de copii la școală, uzi, la picioare, și să-i ținem acolo 4-5 ore, numai de dragul de a fi și noi în rândul lumii. Suntem responsabili, eu cu domnul director am judecat toate posibilitățile care aveam la îndemână. La ora 7 fără un sfert, dânsul a discutat cu inspectoratul, eu am informat prefectura și am procedat așa cum ne cere legislația în vigoare și așa cum noi considerăm că e normal să facem. Să ne protejăm viața copiilor și sănătatea lor. Practic a fost o decizie la cald, luată în ultimul moment. Nu... A fost o decizie pe care am discutat-o cu domnul director, care este și consilier local și care a fost împreună cu mine de la ora 6, în comandamentul de iarnă. Și la ora 7 și un sfert am aplicat-o. Am pus pe rețeaua de socializare după ce am discutat și cu prefectura și cu instituția prefecturii și cu inspectoratul școlar și plus am anunțat-o de cadre didactice și știți, între ei, părinții, cu elevii, în așa fel încât n-am mai avut decât vreo 6-7 elevi care au ajuns de la gimnaziu la școală pe care i-am retransportat acasă. Da, ca și cel mai bine. Până la urmă, asta era o decizie care se impunea a fi luată în asemenea condiții. Să știți, am văzut anumite titluri din presă, nu le comentez, fiecare politica editorială a fiecărui ziar este proprie, dar să știți că am văzut că suntem singuri, dar eu vă spun că multe școli în realitate au funcționat cu nici jumătate din efectivul de elevi, dar asta este. Eu paza bună trece, primești diarea. Și niciodată nu o să exist să iau deciziile corecte. Exact. Mai ales că e vorba despre copii. Până la urmă. Mai ales că mâine este un concurs mare la Vâlcea Erasmus și riscam ca din cei 23 de copii care sunt înscriți la acest concurs să mă trezesc cu ei răciți, cu febră, plus că se perturba toată activitatea școlară astăzi. Adică erau clase care funcționau jumătate și aia nu e o oră. Mai bine recuperează într-o sâmbătă când, sau cum decide Consiliul Administrativ al Școlii, este treaba dumnealor, într-o zi când e frumos afară și când lucrurile sunt normale. Am înțeles. Ar mai fi, cum e situația drumurilor în comuna dumneavoastră? Ați reușit să le... Această oră, noi nu am fost niciodată surprinși, nici nu o să fim vreodată, indiferent ce spun unele gazete, la această oră se circulă în condiții de iarnă toate drumurile din localitate. Am înțeles. Asta vreau este. Să vă spun un lucru. Vă rog. Și dacă ne trezeam noi la ora 2, la fel cum noi am început la ora 4 și jumătate, dar acum a nins, noi ne-am făcut treaba foarte bună. Noi avem două utilaje, noi cu lamă, cu tot ce trebuie. Dar drumul județean care străbate această localitate și pe care fiecare microbuz parcurge 30 de kilometri dimineața cu copiii, a fost impracticabil până la ora 11. Deci, și asta a fost un motiv important pentru care am decis... A și nins foarte mult, e adevărat. Și până la urmă, mai bine deci să... Deci unul din microbuz de face traseu dimineața de la ora 7 fără un sfert până la ora 8 și jumătate, când intră preșcolarii, de 38 de kilometri, atâta parcurge, celălalt de 49, că fiecare au trasele lor. Deci 80 de kilometri pe condițiile de azi dimineață de la ora 7, eu nu puteam să pun în pericol nici microbuzele școlare și nici viața copiilor.